De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Aveți cumva observații la ordinea de zi? Dacă nu supun la vot ordinea de zi, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale a ședințelor anterioare, respectiv pe 30 ianuarie, în ședința ordinară, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi. La primul punct este proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii mijlocului fix Cazar Pagor în domeniul privat al municipiului Onești, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea acestuia. Domnul președinte, aveți cuvântul. Având în vedere adresa Spitalului Municipal Spațiu de Conducă, Onești, prin care se solicită casarea unui cazan de avut și având în vedere faptul că în urma proiectului de eficientizare energetică generată, acesta va fi înlocuit cu echipamente noi, prin prezentul proiect de hotărâre se propune preluarea din administrarea Spitalului Municipal Spațiu de Conducă Onești, în administrarea Municipiului Onești, și trecerea din domeniul privat în vederea casării și valorificării acestuia. Ținând seama de cele prezentate, vă supunem să analizăm și aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate ce mai a fost prezentat are cuvântul reprezentantul Comisiei. Comisia numărul 1. Disfavorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Sunt observații la acest proiect? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 10 din 30.03.2000, privind aprobarea concesionării și închirierii unor suprafețe de teren cu modificările și completările ulterioare. Are cuvântul domnul secretar. În vederea realizării atribuțiilor conferite de prin codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Onești hotărăște forma de administrare concesionare sau închiriere a drumurilor ce aparțin de lângă public sau privat de interes local. Prin hotărârea Consiliului Local al Onești numărul 10/2000 a fost aprobată concesionarea unei suprafețe de 250 de metri pătrați, teren situat în municipiul Onești, Bulevardul Republicii, numărul 49, urmare actualizării măsurătorilor cadastrale, suprafețe de teren menționate mai sus, se impune modificarea anexei a hotărârii Consiliului Local numărul 10/2000, privind aprobarea concesionării și închirierii unor suprafețe de teren conform documentelor înaintate. Toate de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentă. Raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvântul reprezentantul Comisiei. Comisia numărul 1. Avem aviz nefavorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil cu majoritate. Discuții pe marginea proiectului? Da, eu aș avea ceva de spus. Este o situație un pic discutabilă, pentru că pe ortofotoplan se vede că nu sunt vecini de vreun împrejurul acestei suprafețe și se poate măsura 230 de metri pătrați. Se pot măsura 230 cât este în contract, nu 213. Ce s-a întâmplat? Inițial s-au măsurat 250 de metri pătrați. În adevăr, în 2000 se făcea măsurătoarea cu rigla. Apoi s-a făcut o actualizare, tot de un cadastrist, la 230 de la 250. S-a diminuat suprafața odată. Acolo nu există garduri. Omul poate să apucă cadastristul și să măsoare cât dorește. Din moment ce nu există vecini de vâr împrejur, doamna de la patrimoniu spune că ar fi de vâr împrejur. Noi ne-am uitat pe ortofotoplan și se vede o suprafață necadastrată, chiar vecină cu această suprafață.
Și atunci am zis să creăm un precedent, pentru că în situația asta s-ar putea întâmpla ca fiecare concesionar din municipiu Onești să vină și să-și diminueze suprafața. De ce? Când construiește are nevoie de să construiască pe 40% și apoi își diminuează suprafața. Că a venit și a măsurat și cum mai are atât cât a măsurat prima dată. S-au inventat instrumente de măsură mai noi cu o precizie mai mare. Și eventual să putem chiar să, dacă respingem proiectul, poate să mai vină o dată dacă se aduc lămuriri și există lămuriri din partea celor care doresc diminuarea până la urmă. Dacă îmi permite și mie, doamna președintă și domnul și colegul de antrenor. Poftiți. Chestiuni. Una, așa, aș vrea de interesul tuturor să se răspundă la o întrebare. Există vreo, poate domnul secretar ne poate spune, există un impediment din punct de vedere administrativ sau legal care ar opri o reducere a terenului, a suprafeței concesionate? O cerere absolut și nemotivată, să spunem? Există un impediment în acest sens? Impediment legal. Legal și administrativ, da. Da, din punctul meu de vedere nu există. Nu mă refer la cererea de față, da, nu, în nu, general. Adică dacă o persoană închiriază 20 de metri sau concesionează 20 de metri și apoi dorește să rămână cu 18, atât are nevoie. Răspunsul trebuie puțin nuanțat. Ok. Și eu vă spun punctul meu de vedere. Există contracte de-a lungul timpului încheiate, eu știu, până prin 2018-2019, în care procentul de ocupare a cerului era 100%. Este concesionat 100 de metri pătrați, se construiau pe 100 de metri pătrați. Din punct de vedere legal, dacă respectiva persoană, persoană juridică, nu ocupă în totalitate această suprafață, mai ajut de-a lungul timpului și proiecte și hotărâri aprobate în care s-a diminuat cu 1, cu 2, cu 3 sau s-a adăugat 1, 2, 3, 5, 10 pentru o marjă oarecare din urma măsurătorilor cadastrale făcute cu măsurătorii, cu aparate moderne, ceea ce a spus și domnul Jdaru. Într-adevăr, prin anii 90-2000 se făcea cu închidea ruleta, țeșea 10, 20, 30 cm mai mult sau mai puțin, ceea ce la un aparat de măsurătoare, un aparat modern, acum preciza este mult mai mare. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră sunteți cei care hotărâți diminuarea sau, eu știu, diminuarea unor suprafețe de contract, asta timp cât omul justifică că nu o stică întreaga suprafață pe care a concesionat-o. Adică omul plătește inutil nici o suprafață pe care nu o ocupă și nu o folosește. Da, da. Am și o întrebare la referitor la problema s-a ridicat exact înainte de ședință pe suprafața respectivă, pe proiectul respectiv. Ce se întâmplă dacă cineva concesionează, zicem, 100 de metri, are voie să construiască pe 70, așa e zona respectivă, și construiește și instalează și după aia zice că nu mai vrea 30 de metri, acei 30 de metri. Deci, tocmai asta am spus mai devreme. E problema inventată. Dacă el în contractul sau în caietul de sarcini când a concesionat avea posibilitatea de construire 100% și n-a construit pe toată suprafața, din punctul meu de vedere e ok, dar da, într-adevăr, dacă a concesionat 100 de metri și potrivit certificatul de urbanism sau autorizație avea voie să construiască doar pe 30, 40, 50, 60% din suprafață, acolo, da, este o problemă. Nu ai voie să-i diminuezi, el trebuie să meargă cu suprafața aia. Pentru că altfel, nu știu, domnul arhitect, dacă eu prin sală, în alte condiții ar trebui să-și demoleze clădirea, pentru că nu mai respectă normele de urbanism. Doamna Anca poate ne poate spune, cum a fost concesiunea făcută la momentul respectiv? Știți? Nu știu, eu am preluat un contract valant atât de la urbanism. N-am niciun document în spate pe concesiunea veche. Bun. Din punctul meu de vedere, dacă e neclar, eu l-aș retrage de pe ordinea de zi și să analizați mai bine situația. A fost concesionat 100%, n-a fost concesionat, adică e un pic discutabil. Vă spun eu că am contractul, da. Deci la articolul 3 obiective, concedentul tehnic ocuparea terenului în proporție de 90%. Deci 90%, deci nu putem reduce, cel puțin aia 10%. Da, noi putem. Okay. Trebuie refăcut și eu cred că trebuie refăcute calculele să vedem dacă într-adevăr așa. Dacă îmi permiteți, aici ar fi pus și a doua întrebare a mea. În raportat la actele existente, el, în prezent, cu această reducere, respectă procentul de construcție? Aici e problema. Asta el reduce tot ce e în plus. Cele reducerea în plus. Are 206. Aceasta ar fi fost întrebarea mea. Asta zic. Eu zic să-l
retrag și să verifici să-i rămână ea 10%, ce... că dacă are 12%, îi reduce doar 2%, ar trebui să reducă, nu 12%. Da, exact, aceasta era și da, concluzia la care ajunsesem. E greu aici să dau un răspuns tehnic. Nu, cel mai bine îl retrag și reîsândește. Dacă a fost, dacă îmi trebuie cu banca, dacă a fost 250 de metri, 10% trebuie să-i păstreze, 25 de metri, nu are cum să scadă suprafața sub 25, corect? Ne raportăm, încerc scuze, domnul Cipăi, și încerc scuze că îmi permis să nu mai încerc voie pentru că am vorbit deja doar la acest proiect. Ne raportăm, spun eu, că ar fi just, să ne raportăm la construcția existentă pe teren în momentul de față. Exact. La aia se 10%. Da, la exact. La acea construcție existentă, să mai punem 10%. Deci permiteți-mi și mie să intervin, pentru că aici apare o altă chestiune pe care cred că n-am luat-o în calcul. Eu m-am uitat pe schița de la cartea funciară și în jurul acestei suprafețe pe care există încheiat contract de concesiune, avem alte numere cadastrale. Ceea ce înseamnă că ceea ce îi rămâne acestui om efectiv pentru folosință este 213 metri pătrați. Adică nu ne mai putem raporta la procentul de ocupare în aceste condiții. Pentru că în jurul acestui număr cadastral sunt alte numere, alte patru numere cadastrale, dacă nu greșesc. Parcă așa văzusem în schiță. Deci suprafața care îi rămâne disponibilă, el nu poate, el n-are de unde mai mult, pentru că ar intra peste alte numere cadastrale. Asta e situația. Adică care e varianta pe care eu, ca OATE, eu ofer acestui om ca el să poată totuși să fie în legalitate? El are contractul făcut pe 230 de metri pătrați, dar el, în esență, are doar 213 disponibili. Adică aici este chestiunea, deci asta este chestiunea reală. Da, dar înseamnă că nu mai respectă contractul de concesiune. Trebuie văzut și clădirea. Într-adevăr, trebuie făcută o analiză adică mai atentă. Adică sunt niște chestiuni pe care trebuie să le luăm în calcul și să fim extrem de atenți la... Da, încă o dată. Retrag proiectul și ori să-l reanalizeze și revenim în ședința următoare cu clarificări. Bun, atunci mergem la proiectul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii apartenenței la domeniul public al municipiului Unești a unui bun imobil teren. Domnul secretar, vă rog. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 39/1999 a fost atestat la domeniul public al municipiului Unești imobil în construcție, grădinița de cerce, stradă municipiul Ernest, strada Peștiului, numărul 1D. În vedere a scrierii din partea funciară a drepturilor de proprietate, este necesară să se atesteze la domeniul public și terenul la teren construcții. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, se pun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la următorul proiect. Proiectul hotărâre privind aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local numărul 138 din 17 septembrie 2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a sării polivalente Nadia Domănici și a sării municipale de 150 de locuri din municipiul Unești. Domnul secretar, aveți cuvântul. Autoritățile administrației publice locale asigură mijloacele necesare pentru pregătirea procedurilor de masă și de performanță, acordarea sprijinului științific și medical necesar, precum și pentru încadrarea sistemului de educație și de plină integrare socială și profesională. Prin hotărârea Consiliului Local 138/2018 a fost aprobat regulamentul de organizare și funcționare a sălii polivalente Nadia Comănici și a sălii municipale de 150 de locuri de municipiul Unești. În decursul anilor s-a constatat că sunt anumite reglementări din cadrul acestui regulament care pot fi îmbunătățite, de pentru care propunem că proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Au cuvântul reprezentanții comisiei. Comisia numărul 1, vă rog. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe acest proiect. Poftiți, aveți cuvânt. Da. Plecând de la chestiunea, de la o chestiune pe care noua modificare a regulamentului aduce în articolul 16, respectiv la litera B, se prevede faptul că au ca și categorii de persoane care pot utiliza sala
litera B, se prevăd sportive asociate de cultură sportivă registrate. Sunt în acest ultim cuvânt, am vrut Consiliul PSD a încercat să încropească un, poate nu cel mai cuvânt, un cel mai potrivit cuvânt, dar în contextul de față sper să înțelegeți, un amendament care să aducă cumva utilizarea acestei sări chiar mai mult în folosul oneștenilor. Și această lămurire a cuvântului înregistrate, sportive, asociațiilor și cluburi sportive înregistrate, ar trebui aici o lămurire pe care noi am găsit-o, după discuțiile cu aparatul de specialitate, am găsit-o sub forma unui amendament pe care înțelegem să-l formulez, să-l formulăm în acest moment, unde dorim să se adauge la această literă, în loc de înregistrate, să se înlocuiască cu, și citesc, care dețin certificat de, de identitate sportivă, eliberat de Ministerul Sportului și Tineretului. Am fi dorit cumva să venim și cu sediul social în, în municipiul nostru, dar după discuțiile pe care le-am avut cu domnul secretar și cu celelalte persoane din, din cadrul primăriei, am înțeles că ar fi cumva un mic impediment în cadrul, în cadrul organizării competițiilor când vom avea cluburi din exteriorul municipiului nostru. Astfel că rămâne, așa cum am precizat mai înainte, fără această mențiune a sediului social, urmând să căutăm o soluție și vom veni pe viitor cu o, un viitor proiect de modificare, în situația în care vom ajunge la o, la o concluzie. Vă mulțumesc. Deci o propunere. Dumneavoastră a spus care se află în care dețin certificat de identitate sportivă eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului. Eu aș veni cu propunerea și a spune potrivit dispozițiilor legale în vigoare. De ce? Știu că de-a lungul timpului această activitate de administrare a registrului sportiv a fost dată fie la Agenția Națională de Sport, fie a tot fost mutată de-a lungul timpului. Acum, dacă mâine s-ar muta, eu știu, se va face o reorganizare, se mută de la Ministerul Tineretului și Sportului și spune altfel, Ministerul Sportului. Deci, care probleme? Da, și da, asta e o variantă. Da, da. Îmi permiteți, îndrăznesc să intervin un pic, doar pentru lămurire. Înregistrare este similar, este același lucru cu existența certificatului de identitate sportivă. Adică acel certificat de identitate sportivă înseamnă că ești înregistrat ca asociație sau... Să fii înregistrat în altă parte. Ce înseamnă înregistrat? Na. Asta e. Pentru a lămuri... Este același lucru, adică... Nu, nu este același lucru, dacă permiteți, pentru că înregistrare poate adică fi înregistrare la judecătorie. În registrul asociațiilor și fundațiilor. Da, poate fi registrul asociațiilor și fundațiilor, poate să fie... Dar eu vă mai spun un lucru, sunt foarte multe foarte multe cluburi care, spre exemplu, nu au acest CIS. Dar ele sunt înregistrate la, la judecătorie, în registrul asociațiilor da, și fundațiilor și... Sportive, nu pot participa la competiții sportive fără acest CIS. Face activitate sport de masă sau eu știu de... Da, nu știu. Da, cum aprecia, nu știu. Sau se pot asocia cu alții. Dacă îmi dați voi și mie, practic acest CIS dovedește profesionalismul acelui club. Adică nu facem un club să meargă două, trei persoane să joace timpul. Este competiție, tot acest. Păi, de asta am și făcut. Domnul Zarzu, ai dorit? Da, de, tangențial la acest proiect, dacă aveți un orizont de așteptare legat de sala polivalentă, cam când considerați sau când credeți că ar fi gata pentru, pentru a intra în circuitul sportiv. În circuitul sportiv noi avem... E autorizat, după cum poate află și colega dumneavoastră, că anul trecut am investit 1,2 milioane de lei în sala polivalentă pentru a o putea autoriza ISO. Am obținut... avizul pentru și se poate folosi sala polivalentă. Mai mult, în, la sfârșitul lunii decembrie am obținut și finanțare de 4,7 milioane de lei pentru modernizarea sălii polivalente, acoperi și tot ce trebuie, la care am credința și siguranța că ne vor sprijini cei de la Consiliul Județean cu încă 6 milioane de lei, diferența până la 10.400.000 sau ceva de genul. Am înțeles despre genul ăsta, dar doar să știu că un an, jumătate de an... Nu, să puțin, ea se poate folosi. Astăzi, dacă vreți să o folosiți, se poate folosi. Am înțeles.
N-am luat competiții după jumătatea anului în sala polivalentă pentru că există șansa mare să începem lucrările de modernizare în a doua jumătate a anului. Cât de repede? Noi ne dorim cât mai repede. Vom avea susținerea Consiliului Județean pentru cofinanțarea de aproximativ 6 milioane de lei. 4,7 milioane am obținut finanțare. Deci e posibil ca de vară să intri iar în... Da, este posibil să intre într-o reabilitare total adevărată. Mai durează la vreodată. Asta puteți aprecia cum doriți dumneavoastră. Eu vă zic că se mișcă lucrurile destul de repede. Faptul acum că am obținut finanțare să nu mai reparăm ca să o folosim, nu s-a folosit 5 ani și n-a interesat pe nimeni. Mai mult. 5 ani, 6 ani, adică chiar mai mult. Pentru investiții de 1,2 milioane care au fost lucrări impuse de cei de la ISO, pentru a putea fi autorizată, s-a lăsat închisă 5 ani de zile. Anul trecut am reușit, am alocat de la bugetul local, am făcut un efort care nu a fost un efort simplu aceste investiții și am reușit să obținem avizul ISO. La momentul ăsta se poate folosi, se pot organiza competiții. Vom avea competiție în prima jumătate a anului. Avem solicitare de la CSS, un concurs național de judo care l-am aprobat. Am vorbit și cu doamna Ingrid, dacă asta a vrut la un moment dat să... A propus doamna organizarea unui concurs de gimnastică și am spus pe risc, dacă trebuie să începem lucrările, nu avem cum să nu le începem. Suntem... E cu semn de întrebare când începem lucrările, că avem finanțare. Dacă nu avem finanțare, nu era o problemă. Dacă mai e altă întrebare legată de sala polivalentă. Încă o dată vă spun, că va dura un an, că va dura jumătate de an. Ce să facem acum? Da. Dacă am obținut finanțarea, dacă e rău și când obținem finanțări? Nu, am spus că e rău. Ea a fost doar o întrebare când se folosi, pentru scopul pentru care a fost creat. Acum se poate folosi. Până la momentul în care începem lucrurile. Poate observați? Aș dori să conchid amendamentul, să faci amendamentul, să trag concluzia, pentru că întrebarea a venit cumva referitor la proiect și nu la amendament și aș vrea să rămână în imagine, în mintea tuturor discuția raportată la amendament. Amendamentul pe care îl face grupul consilierilor PSD, aliniatul articolul 16 litera B, dorim să înlocuim sintagma înregistrată cu sintagma care dețin certificat de identitate sportivă, ci se eliberat în conform discuțiilor legale sau sună foarte bine așa, poate pentru a acoperi pe viitor orice altă impediment de genul acesta. Da, nu contează sau nu contează părerea mea, dacă îmi discont înainte, îl prindeam în hotărâre. Se pare ok propunerea. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Amendament. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se abține cineva? Acum să pun la vot proiectul împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se abține cineva? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 60 din 28 februarie 2022, privind aprobarea organizării și finanțării unor activități cultural-artistice de către municipiul Onești. Domnul secretar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 60 din 2022, privind aprobarea organizării și finanțării ale activități culturale artistice de pe principiul Onești, s-a aprobat organizarea și finanțarea de la bugetul local a stagiunii muzicale 2022-2023. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune suplimentarea bugetului pentru desfășurarea acestui eveniment cu sumele menționate în documentele înaintate. Față de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate tocmai a fost prezentat, care cuvântul reprezentanții Comisiei, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de Selecție pentru evaluarea administratorilor în funcție a societății comerciale domeniul public și privat Onești S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local Onești. Aici avem și un amendament. Domnul secretar. Dacă avem discuții, prezentați avizele de la comisie și Comisia numărul 1. La proiectul 6 avize favorabil. 2 voturi pentru, 2 împotriva. Comisia numărul 4. Cu majoritate favorabilă. Dăm citirea amendamentului, da? Articolul 1 se modifică și va avea următoarea formă. Se constituie Comisia de Selecție care urmează să facă evaluarea pentru administratorii în funcție membrii Consiliului de Administrație SC Domeniul Public și Privat, având ca autoritate tutelară Consiliul Local și care și-a îndeplinit în mod răspunzător la atribuțiile și au solicitat denumirea mandatelor în următoarea componență. Președinte de Comisie, consilier juridic Irina Angel, director executiv în cadrul Direcției de Dezvoltare Locală, membrii consilier Floarea Vultupă, șef serviciul care și executare secretarul Direcției Economico-Financiară și consilier juridic Răjunară Valuca, șef serviciul administrației publică. Secretariatul Comisiei menționată la alineatul 1 este asigurat de doamna Mișoara, consilier Tădărașcu, consilier compartiment guvernanță corporativă. Membrii supleanți, Sfântul Supleant, președinte Comisiei, Georgeta Ciurea, șef serviciu financiar, buget, contabilitate. Membrii supleanți, Mihai Bănă, șef serviciu tehnic investiții și Roxana Baza, consilier serviciu financiar, buget, contabilitate. Secretar supleant, consilier Manuela Vechițescu, șef biroului de Dumnezeu. Dacă întâlnite, doamna președinte. Aș propune ca discuțiile de la amendament și de la proiect să fie aceleași, pentru că dacă votăm amendamentul, nu se mai justifică discuțiile pe proiect. Corect? Sunt de acord? Da, acum considerați. Aveți discuții pe marginea amendamentului? Și proiectului. Nu, asta am înțeles. Vreau să discutăm. Da, da, da. Discuția asupra amendamentului și după aceea se votează separat. Sau. Eu, dacă. Anul acesta expiră mandatele celor trei administratori ai Consiliului, din Consiliul de Administrație al DPP. Consiliul Local are obligația de a face demersurile legale pentru a prelungi aceste mandate. Da? Am înțeles că din cei trei, doi au făcut o cerere să li se prelungească mandatul, da, și unul nu. Acum, legal, sunt două posibilități. Să facem selecția de personal pentru toți trei, sau să se facă o comisie unde unora să li se prelungească mandatul, pentru cel de-al treilea post să se facă selecția de personal. Problema este că eu nu reușesc să înțeleg utilitatea acestei comisii, în condițiile în care în fiecare an adunarea generală, care este exact același lucru ca și Consiliul Local, da, a aprobat bugetul respectiv, inclusiv prin raportul administratorului, s-a declarat de acord cu activitatea celor trei administratori. Da? Am aici hotărârea adunării generale din 15.11.2021, unde la concluzii spune așa: pe baza celor prezentate, considerăm că societatea și-a îndeplinit obiectivele, criteriile de realizare a indicatorilor de performanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor și în planul de administrare. Dacă adunarea generală, care este organul suprem care decide acolo, a fost de acord 3 ani, ce poate să stabilească comisia altceva? Singura instituție care ar putea să intre, din punctul meu de vedere vorbesc, care ar putea să intre peste hotărârile Consiliului Local, în cazul de față cu hotărârile Consiliului, hotărârile adunării generale, este doar procuratura. Nu are cum comisia să aibă altă alternativă. Mai este o problemă. Mandatul administratorului este pe 4 ani. Da?
dacă noi îl prelungim la cererea ocupantului de mandat. Da? Asta înseamnă că la fiecare sfârșit de mandat, cel care ocupă postul respectiv face o cerere și se prelungește mandatul cu încă 4 ani. În momentul de față, actul constitutiv al DPT spune că un membru al Consiliului de Administrație poate să dețină maximum 5 mandate. Pe logica asta înseamnă că mandatul nu este de 4 ani, ci de 20 de ani. N-am cum să votez așa ceva. Eu cred că cel mai ok ar fi să facem o selecție de personal pentru toate cele 3 posturi. Că tot facem pentru unul. Și chiar dacă n-ar fi trebuit să facem pentru niciun, mi se pare că așa e normal. Și legal. Legea dă posibilitatea, nu obligă să prelungim, să facem comisii și să prelungim. Mulțumesc, doamna. Dacă îmi permiteți și am o chestiune pe care achiesez parțial la ceea ce a spus domnul Cimpoieșu. Pentru că, într-adevăr, dacă stăm și o gândim logic, înseamnă că mandatul administratorilor neexecutivi nu este de 4 ani, ci este de 20 de ani. Da? Pentru că doar există o comisie care analizează dacă aceștia și-au îndeplinit corect activitatea sau nu, și lucrurile merg în continuare, fără niciun fel de alte discuții, ceea ce nu mi se pare neapărat corect. Și, într-adevăr, dispozițiile Ordonanței 109 nu sunt imperative. Adică ADA are posibilitatea. Peste tot spune poate. Ceea ce înseamnă că nu neapărat trebuie să apelăm la această variantă a evaluării a unei făcută de către Comisia de Evaluare și Selecție. Această evaluare poate fi făcută atât de comisia aceasta, care poate fi sau nu asistată de un expert independent. Discuții pe care le-am mai avut și acum câțiva ani de zile, pentru că nu am fost niciodată de acord cu această comisie de evaluare, decât dacă ea este însoțită sau dacă este asistată de un expert independent. Însă, eu iau procedural la acest termen și mă uit că în referatul de aprobare s-a invocat un 29 alineat 14 din Ordonanța 109 pe 2011. Și îmi spune în felul următor, alineatul 14. În cazul în care candidații propuși sunt administratori în funcție, speța noastră, cererea pentru reînnoirea mandatului se adresează adunării generale a acționarilor în condițiile articolului 28 alineat 7, cu obligația candidatului de a prezenta un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat. Adică eu, înainte de a merge pe numirea unei comisii, eu trebuie să vin, n-aș fi făcut un consiliu local. Eu, noi n-am primit în AGA la DPP, în AGA la DPP nouă nu ne-a fost comunicat acest raport de activitate. Adică nu știu, nu e nimeni de la DPP aici care să ne ajute, că nu suntem în guvernanță corporativă, probabil niciunul dintre noi specialiști. Dar o iau pe o logică firească a lucrurilor. Vine, prezint raportul, AGA, care suntem noi, Consiliul Local, deci asta trebuia să se întâmple acolo, să ne convoace, să fie convocată AGA în mod legal, să ni se prezinte raportul de activitate al administratorilor neexecutivi, după care ei să-și depună, cum se cheamă, să vină în Consiliul Local, să se numească această comisie, nu știu, eu întreb. Pentru că, oricum, în tot ceea ce înseamnă întreprinderi publice, avem atât 109, avem și 722, sunt foarte multe acte normative care reglementează această chestiune, dar eu v-am spus părerea mea, așa cum aș vedea lucrurile. Da, pot... Cred că domnul secretar... Sau, na, înainte de... O să rog și pe domnul secretar să clarifice acest lucru. Pot să vă spun că 90%, ca să nu zic 100% din proiecte, vin din partea Departamentului de Specialitate, colegi din cadrul primăriei sau în speță din partea DPP. Datoria mea este să le pun pe ordinea de zi, să vi le prezint, iar dumneavoastră să analizați și să votați în consecință. Eu n-am niciun fel de problemă care va fi, chiar nu țin pentru una sau pentru alta din variante. Dacă domnul secretar ne poate da mai multe lămuriri, e obligatoriu, nu este obligatoriu, ce se întâmplă dacă se respinge? Încă o dată vă spun, proiectul nu-i venit din partea mea, eu doar vi l-am prezentat și dumneavoastră apreciați și faceți... Cred că mai e și chestiunea asta de oportunitate, pe care trebuie să o analizăm extrem de mult. Că, de fapt, pe legalitate am putea, nu știu,
La cronologie aș avea eu problema, dar cred că pe oportunitate analiza trebuie făcută cu foarte mare atenție, pentru că înțeleg că na, ceilalți colegi de la celelalte grupuri politice nu și-au exprimat încă punctul de vedere, dar cred că este unanimă părerea fiecăruia dintre noi că acest proces de evaluare ar trebui desfășurat cu foarte multă acuratețe. Adică să fie o chestie care să fie transparentă, o analiză făcută la sânge, pentru că așa mi se pare normal, vorbim de o întreprindere publică. Dar aș vrea să-l las totuși pe domnul secretar să-și expună punctul de vedere. Da. Acum eu tot prorocic vă spun filmul evenimentelor. Am primit o solicitare din partea administratorilor la DPT privind prelungirea mandatelor. Ne-am uitat puțin și colegii mei, în special colegii mei de la compartimentul guvernanță corporativă. Și, într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră, articolul 29, literatul aliniatul 14, am zis și noi, în mod normal am fost în prima fază reticient și am zis că e o atribuție a dumneavoastră generale a acționarilor. Dar se pare că există o nesincronizare legislativă, pentru că dacă mergem în anexa 1 la hotărârea de guvern 723-2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței 11, veți vedea acolo că autoritatea tutelară numește comisia. Așadar, și opinia mea este ca și antivorbitorilor mei, ca domnul consilier Cepăieșu și-a dat că deci nu este obligatoriu să fie aprobată prelungirea mandatelor. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să analizați oportunitatea numirii în continuu, numirii selecții sau, mă rog, evaluării, cu practic să ne aflăm într-un moment de evaluare al administratorilor și în măsura în care această comisie va considera că și-au îndeplinit toate obiectivele stabilite prin contractul de administrator pe care le-au luat, vor propune aprobarea acelui raport din nou autorității tutelare Consiliul Local și ulterior se aprobă NAGA, prelungirea sau nu. Asta este ultima etapă. Indiferent ce va spune comisia, indiferent ce va spune autoritatea tutelară, speță tot dumneavoastră, propunerea asta, numirea finală, se va face de către adunarea generală a acționarilor. Și atunci, dacă veți considera necesar să prelungiți mandatul, bine, dacă nu, nu. Nimeni nu vă poate, eu știu, impune. Nu e o prelungire, e o renoire. O renoire, mă rog. Dar eu totuși pe anex n-am înțeles unde ați făcut referire, că tare m-aș uita și eu scriu sub hotărârea 722. Articolul 45. Dacă nu mă înșel, evaluarea administratorului în funcție care trăiește renumirea mandatelor se efectuează de către autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă, după caz. La noi, structura de guvernanță corporativă este formată dintr-o singură persoană și de aceea s-a considerat că normal numirea unei comisii. Termenele și documentele procedurale necesare evaluării se stabilesc de către autoritatea publică tutelară. Vorbim de articolul 45 din hotărâre. Da. Deci am corelat cât de cât. Nu suntem nevinovați că normele metodologice nu bate cu ordonanța. Cum aprecia și dumneavoastră? Am o întrebare, Luisa. Să presupun că noi suntem organism politic aici. Să presupunem că trece proiectul respectiv, se constituie comisia și prin absolut că nu chiar atât mai de naiv, comisia dă aviz negativ. Da? Da. Asta înseamnă că trebuie să oprim mandatul celor doi. Dar ce facem? Că aceiași oameni care trebuie să voteze încetarea mandatului, 3 ani de zile din cei 4 analizați, au votat renumirea lui. Au fost de acord și am zis atunci că în fiecare an în ADA, da, am zis că au fost îndeplinite toate obiectivele din contractul de mandat. Da, e un problem. Nu procedez. N-am putut 3 ani de zile să-i dau un om calificativ foarte bun și după aceea să fiu de acord și zic, păi n-a fost bine, schimbăm calificativul, că m-am trezit pe partea dreaptă. Nu funcționează lucrurile așa. Și apoi eu nu înțeleg de ce, care-i problema să-și pună administratorii mandatele pe masă pentru că au cele mai mari șanse să le recâștige, pentru că e foarte greu să bați un om din interior. Haideți să fim serioși. Într-adevăr, ei cunosc cel mai bine problemele de pe PPO-uri. Și în locul dumneavoastră n-aș avea nicio problemă. Pentru că e greu să vii din afară și să te raportezi corect la problemele existente. Deci acest aspect
doar dumneavoastră Consiliul Local, atât în calitate de autoritate terară, cât și în calitate de adunare generală a acționarilor, îl stabiliți și îl hotărâți. Ați venit cu o propunere, colegii dumneavoastră votați în consecință. Deci nu e niciun fel, din punctul meu de vedere, nu e niciun fel de problemă. Dumneavoastră hotărâți dacă se face o remediere a mandatelor sau dacă se face o selecție de la A la Z. Cum hotărâți dumneavoastră? Da, ceea ce spune și din punctul meu de vedere, aveți perfectă dreptate, se bate puțin cap în cap pe valorile pe care ați dat an de an în cadrul adunării generale și ceea ce se poate întâmpla teoretic acum. Știm că ordonanța 109 n-a fost cea mai bună. Are foarte multe lacune. Sigur că da. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă nu, mai am ceva de zis, dacă îmi permite, doamna președinte. Dacă proiectul totuși trece, o să vreau să discutăm un pic despre salarizarea celor de la DPP, pentru că în acest moment oamenii ei primesc 100 de mii de euro anual. Eu nu pot fi de acord cu așa ceva. Și o să propun, dar în funcție de vot, și o să propun diminuarea acestei indemnizații la salariu minim, iar componenta variabilă care este prevăzută de lege să fie 1% din profitul realizat la terți. Da? Că tot anul trecut s-au bătut cu pumnul în piept că au avut lucrări la terți și au diminuat bugetul. Și cu lucrările la terți, domnul Cimpoieșu, avem altă problemă, pentru că știm că manopera la DPP este mai mică decât la ceilalți care desfășoară, la persoane juridice care desfășoară activități, să zicem, similare. Trebuie să ne gândim că DPP-ul e o întreprindere publică. Păi cumpără, nu, da. Cumpără primăria, numai un pic, ca să-mi înțelegeți logica. Pentru că noi cumpărăm, cum să zic, tot ceea ce înseamnă utilaj. Adică noi punem la dispoziția DPP-ului toate lucrurile de care au nevoie ca ei să-și desfășoare activitatea. Clar că manopera la ei e mai mică, ne ducem într-o zonă de concurență neloială. Deci mie mi s-ar părea normal ca DPP-ul să desfășoare doar activități, pentru că e întreprindere publică. Aici iarăși o problemă a ordonanței 109 pe care eu o văd. Ori e întreprindere publică și întreprindere publică înseamnă că ești public și desfășoare activități doar pentru instituția care este beneficiară, respectiv pentru UAT, ori ești un soi de cameleon, că astăzi ești întreprindere publică și mâine faci contracte și în privat. Sunt niște multe chestiuni care, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește reglementarea acestor struțocămile de societăți, că sunt un fel de struțocămile, pot apărea. Exact asta vreau să spun, pentru că comisia asta nu are cum să ajungă la alt rezultat. Atâta timp când pune întreprinderi, îi pui la dispoziție mijloacele necesare, da, utilajele necesare, îi pui fondurile necesare la dispoziție, de câte ori are nevoie, nu are cum managerul respectiv să nu-și îndeplinească obiectivele. Adică, ca să nu mai spun, nu vreau să ocup timpul, dar dacă intrăm în obiectivele respective, unul din obiective care înseamnă 20% înseamnă satisfacția clienților. Da? N-am înțeles. Și rata de contestație. Adică, despre ce vorbim? În condițiile în care există un singur client care își pune banii la dispoziție. Pot să intervin și eu pe ambele discuții. Unu. În momentul meu de vedere, nu trebuie să așteptăm votul ca să propunem diminuarea acelor indemnizații, adică nu este condiționat de vot. Se pot reduce acele indemnizații fără niciun fel de problemă. Pot să spun că și eu sunt pentru, am discutat problema asta anterior ședinței. Într-adevăr, sunt mari acele indemnizații, dar aia cu procentul iar e discutabil. Dacă ar fi fost procentual, ar fi fost foarte mare indemnizațiile variabile, raportat la anul trecut. Acum vreau să-i răspund doamnei consilier. Este pentru prima dată în istoria DPP-ului, cred că când DPP-ul a realizat un așa mare profit cu terți. Și și-a făcut și treaba foarte bine la nivel de onești. Dar eu n-am spus că nu. Au realizat un profit de 1.000.000 de lei anul trecut, în condițiile în care au diminuat și cheltuielile cu 1.500.000, că lucrând la terți, salarizarea oamenilor care au făcut lucrări au intrat în prețul de producție și au diminuat, deci, randamentul firmei în beneficiu oneștului anul trecut a fost de aproximativ 2.500.000. Eu știu că deranjăm, am fost
Eu am făcut referință. Deranjăm, lăsați-mă, nu interveniți, că v-am lăsat să vă terminați ideea, n-am intervenit între dumneavoastră. Eu știu că deranjează DPP-ul în momentul în care face lucrări, dar vă rog, sunteți în Consiliul de Administrație, cereți prețurile, să vedeți pe ce prețuri s-au făcut și vă spun că sunt în prețul pieții și totuși au scos profit destul de mare. Adică e rău că scoate profit nu, doamne, societatea primăriei? Dați un pic, ne ducem într-o zonă în care... Aș vrea să vă spun dacă se poate înainte. Vă rog, domnule. Pe logica asta nu funcționează lucrurile, domnul primar economic. Pentru că lucrările acelea au fost realizate cu utilajele și cu oamenii plătiți de municipiul Oliș. Nu, vă rog. Dacă nu funcționează ce spun eu, asta înseamnă că logica fi ca DPP-ul are un surplus de schemă, are niște oameni cu care n-a avut de lucru și a avut timp să-i mute de acolo să facă lucrările către terți. Dacă DPP-ul a făcut lucrările către terți și are numărul exact de oameni necesar, asta înseamnă că a neglijat o parte din lucrările OAT-ului, care iarăși nu este real. De asta eu spun că ce mai ok ar fi să fie lucrurile așa, să punem mandatele pe masă și se încheie toată problema. Eu nu înțeleg de ce trebuie să se agațe de mandatele astea dacă lucrurile sunt așa frumoase. Dar eu nu discutam de problema asta, eu discutam de ce au făcut oamenii. Noi avem un număr de oameni cu care se poate asfalta. Dacă noi dăm jumătate din ei afară, nu mai putem asfalta. Nu s-a pus problema asta. Nu, dar de acolo s-a scos profitul și noi aici am deranjat că a asfaltat de DPP-ul. Vă spun că nu trebuie să o lungim, dar putem... Eu nu am o problemă cu ce a făcut DPP-ul. Oamenii ei trebuiau, nu-i puteam da afară, chiar dacă nu aveau ce asfalta. Dar asfaltatorii nu dau cu mătura. Dar dacă au avut timp să... Haideți să ducem discuția la oameni atâta timp cât discutăm de manageri, da? Și știți că eu de la... Eu de la începutul mandatului și dumneavoastră ați vorbit chestia asta cu retribuirea, cu Consiliul de Administrație. Doar că contractele lor de mandat nu ne-au permis ca în perioada asta să ne atingem de ele, corect? Dar despre asta vorbim. V-am spus, legat de indemnizații, am achesat la discuții și sunt în total de acord. Dar legat de oamenii, că îi plătește primăria, nu îi plătește. Prețul, salarizarea oamenilor, manopera, intră în prețul de producție, a ceea ce lucrări fac la terți. Iar lucrările la terți au fost doar asfaltare. Nu s-au dus să mături, nu s-au dus să taie iarba, copaci. Aici a fost problema și eu știu că au deranjat. Că asta este situația. Dar pentru onești a fost un beneficiu. Cereți prețurile și veți vedea că nu au făcut concesii, au luat, eu știu că au fost în prețul pieței și cu toate acestea au reușit să aducă un plus valoare Oneștiului de 2,5 milioane. Lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria Oneștiului, cel puțin din câte știu eu. Dar nu știu dacă e plus valoare. Dacă n-aș fi fost de acord cu dumneavoastră cu asta, nu ceream prețul aici, făceam copie către procuror. Deci aici treaba e foarte clară, nu? Se va vota mai întâi amendamentul, după care proiectul, dacă nu mai sunt alte discuții, aș vrea doar să specificăm lucruri. Am înțeles eu bine, ca să nu greșesc. Doriți să faceți un amendament cu privire la indemnizațiile administratorilor, pentru că, din punctul meu de vedere, acest proiect nu își regăsesc, nu văd unde ar putea introduce. Dar nu are nici să se poate. Deci e doar o discuție. Să o facem atunci când stabilim durata mandatului și atunci se va stabili... Nu, a fost doar discuția pe proiect. Da, mulțumesc. Deci, în prima fază se va vota amendamentul, iar după aceea se va vota proiectul. Thank you.
Acum comisia când arăt oamenilor că nu comisia aia, deci când consilierilor le explică, comisia aia nu are cum să dea, adică raport favorabil, ce vă face domnul dumneavoastră să credeți că își vor schimba votul după aceea? Că suntem organism politic. Eu de asta am făcut precizări. M-am uitat și eu în jur. Acum procedurii se
se votează proiectul cu amendamentul. Organigramei și statutului de funcții cu modificările și completările ulterioare.
Domnul secretar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 23/2023 s-a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local și modificarea organigramei statului de funcții, modificările și completările urmare. Urmarea solicitărilor pe care conducătorii de compartimente le-au înaintat spre analize, evaluare și aprobare privind transformarea unei funcții de execuție vacantă, atât funcții publice cât și funcții contractuale, în funcții cu alte denumire sau funcții la nivel inferior, pentru buna desfășurare a activităților specifice, fiecare subiect funcțional realizate, în parte propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Dau cuvântul reprezentanților comisiei. Comisia numărul 1, vă rog. Aviz nefavorabil. 2 pentru, 2 împotriva. Comisia numărul 4, vă rog. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Două persoane. Pe cine se abține? Codul de administrativ, abținerea se numără la votul împotrivă. Doar e chestia de asumare, da? I-a picat un proiect, domnului primar, să știți. Proiectul numărul 9. Proiectul de emiterea acordului de principiu la cofinanțarea obiectivelor sistemului de distribuție gaze naturale de către municipiul Onești și SC del Gaz Gridia, pentru realizarea obiectivului de investiții, înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în localitățile Slobozia și Borzești din municipiul Onești, dețul Bacău. Domnul secretar, aveți cuvântul. Unul din obiectivele majore ale administrației publice locale în asigurarea de condiții de trai decente pentru locuitorii municipiului Onești este derularea de investiții care presupun asigurarea condițiilor optime de trai. În vederea implementării acestor obiective, municipiul Onești a contactat distribuitorul zonal de gaze, liceul de gaz grid, în vederea asocierii pentru executarea proiectului înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în localitățile Slobozia și Borzești din municipiul Onești de Tulbacău. Astfel, în vederea realizării obiectivului de investiții, este necesar să emită un acord de principiu al Consiliului Local al municipiului Onești pentru participarea la cofinanțare. Lucrările de extindere și sau redimensionare a obiectivului conductei necesare raportării în cadrul zonei de concesiune se realizează prin coparticiparea la finanțarea operatorului și a UAT-ului Onești. Împreună, în funcție de eficiența investiției. Față de cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre conform prezentată. Raportul de specialitate a proiectului a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, vă rog. Dacă nu sunt discuții, trecem. Așa, eu m-am uitat aici la articolul 2 al proiectului. Se pare că are cam multe sarcini municipiul Onești. Nu știu, doamna Angel, dacă ne poate... Parcă până acum n-am mai fost. Nu avem și fapt. De cazul este cel care ne-a stabilit atribuțiile și noi nu putem să realizăm această lucrare fără acordul și fără sprijinul lor. Ceea ce înseamnă că suntem condiționați de ei. Și așa noi punem, după cum ați văzut ca valoare, noi punem cea mai mare valoare a cofinanțării. Scopul nostru este acela de realizarea lucrării. Ceea ce înseamnă că vom face toate activitățile care sunt trecute acolo, numai să realizăm lucrarea. Nu... Adică este un compromis uriaș. Este. Și suntem conștienți, dar facem. O precizare, doamna președinte, acelea sarcini au fost stabilite și în anul 2020, spre deosebire de atunci, acum avem doar finanțarea. Așa, o tipologia lor și nu asta e, și e, cred că nu e pentru municipiul, deci este cu titlul național. E ca la contractele de credite bancare în Franța, exact. Medicină, știți? Da, nu, da, adică... E ca la medicină nucleară, nu poți decât cum spun ei. Da, mă gândeam că poate numai... Mai sunt discuții? Atunci supun la vot proiectul, vă rog frumos, cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizarea stradei Calea Caraclăului a municipiului Onești. Având în vedere că strada Caraclăului situată pe raza municipiului Onești prezintă degradări ce necesită lucrări de reabilitare pentru asigurarea unei infrastructuri de bază moderne care se ducă la o accelerare a creșterii economice și a condițiilor de trai în zonă,
este necesară modernizarea acesteia. În acest sens s-a încheiat între Consiliul Județean Bacău și Municipiul Ionești contractul de asociere în vederea realizării comună a obiectivului de investiții menționat. Pentru a putea demara lucrările necesare acestei investiții, este necesară să se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare floarea Caracroului Municipiul Ionești. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate tocmai v-a fost prezentat. Vă rog foarte mult, reprezentanții comisiei. Comisia numărul 1, vă rog. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra unui imobil teren aflat în domeniul privat al municipiului Ionești în favoarea OAT Comuna Gura Băi pentru înființarea unei stații de captare, tratare, pompare. Domnul secretar, vă rog. În adresa transmisă de Comuna Gura Băi se rește darea în superficie a unui teren aparținând de domeniului privat al municipiului Ionești pentru înființarea unei stații de captare, tratare, pompare, cu alimentare din canalul de fugă, prisa apa aparținând de anei apele române, ca urmare a aprobării proiectului integrat pentru înființarea rețelei de canalizare, apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă din Comuna Gura Băi pentru Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate care mai a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc foarte mult. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 222 pe 19 noiembrie 2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ionești în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești cu modificări și completări ulterioare. Urmarea modificărilor prevederilor legale în domeniul sănătății, prin care se specifică elementul Consiliului de Administrație pentru Spitalele Publice din Rețeaua Autorităților Administrației Publice Locale sunt de 3 reprezentanți prin hotărârea Consiliului Județean sau Local după caz, este necesară să se completa hotărârea Consiliului Local 222 pe 2020 cu al treilea membru. Având în vedere aceste motive și ținând seama de cele prezentate, vă spunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Proiectul v-a fost prezentat, sau cuvântul reprezentanților comisiilor. Comisia numărul 1, vă rog. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului, vă rog. Propune. Domnul Ad Jitaru, a membru Consiliului de Administrație la Spital. Am votat.
Am făcut o prezentare. Acel baraj are loc de, are rol de a regulariza cursul împotriva inundațiilor. Dar, după cum ați văzut, are un bazin de 5 milioane de metri cubi. Mai mult? Deci nu știu ce ați vrea să știți. Nu. Toată lumea trebuie să vă faceți cavotaj. Că va fi un lac ca înainte. Nu. Dar nu. Probabil nu va fi la acea mărime, dar va avea un volum de 5 milioane de metri cubi. În părților. Alte probleme? Ce volum ați avut? Eu două chestiuni scurte, pentru că n-aș vrea să mai lungesc ședința. E o problemă cu marcajele de la DTP. Vă rog să rețineți că la momentul de față, în Onești, petrecerile de pietoni nu se vede sub nicio formă vopseaua. O să se treacă probabil la perioada în care se vor face marcaje, petrecerile de pietoni. Aș vrea să țineți cont de faptul că se poate folosi vopseaua aceea cauciucată care să reziste. Pentru că la momentul de față știm că se întâmplă accidente petrecerile de pietoni tocmai din cauza faptului că nu avem sub nicio formă, marcaje așa cum ar trebui să fie. 1. 2 la mână.
trecerea de pietoni dintre sensul giratoriu de la gară și primul semafor cum venim spre hotel. În partea dreaptă sunt aprinse becurile, în partea stângă nu. Adică eu cred că în zona trecerilor de pietoni nu trebuie să folosim regula asta iluminatului doar pe o parte. Adică e bine să folosim pe ambele părți, să nu avem probleme. Când ați observat, e iluminat orașul pe ambele părți. La o anumită oră se stinge cum se stingea pe vremuri. S-a revenit la iluminat pe ambele părți. După 1 ianuarie, eu sunt rămasă. Nu imediat după 1 ianuarie, cum mi-a permis. Înseamnă că e un bec ars atunci. Am avut o problemă anul trecut, pentru că era riscul să plătim de 7 ori mai mult, acei 15%. Și am fost nevoit să luăm acea măsură care nu a convenit nimănui, dar a fost o măsură extremă. După 1 ianuarie, în funcție de cum le-a permis că aceiași oameni au trebuit să strângă și iluminatul festiv, au redat iluminatul la forma veche. Bulevardul Oitus, Bulevardul Republicii este un bec care nu funcționează posibil să fie. În altă ordine de idei, dumneavoastră sunteți în AGRA și puteți să le DVP-ul în subordinea primarului, ci în subordinea Consiliului Local. Cred că aveți un dialog cu conducerea DVP-ului, să-i spuneți ce nemulțumire aveți și să le dați indicații. Forumul suprem a DPP-ului este Consiliul Local, care e format în Consiliul Local. Mai mult, există un telefon al cetățeanului pentru a sesiza toate problemele cu iluminatul public în oraș. Da, nu mai venim la divers, nu mai zicem nimic. Da, asta e cum spune domnul primar, domnul ceva DPP. Orice cetățean, o secundă, legat de iluminat, am făcut acel telefon la care face domnul consilier referire, tocmai pentru a vedea dacă este funcțional. Dacă a sunat, ei au un registru acolo. Orice telefon îl înregistrează cu problema și pe o altă coloană spune când s-a rezolvat problema. Dacă cineva a sesizat o problemă legată de iluminat și nu s-a rezolvat, e o problemă mare. De asta am pus, nu ca să suni oricine i s-a ars becul să suni la primar, ci să suni la acel număr de telefon. Dacă a sunat la acel număr de telefon și nu s-a rezolvat problema, atunci e normal să se adreseze mie sau dumneavoastră să reglementăm, să vedem unde e scurt circuitul, unde e problema. La mine problema era legată de boxeaua cauciucată. Exact ce v-am spus. Legat de boxeaua cauciucată, dumneavoastră sunteți șefii direcției. Și atunci noi la divers să mai ridicăm vreo problemă de acest gen sau sunăm de la DDT? Ca să știm. Noi la divers putem vorbi orice să ne vedem frumos la televizor, dar dumneavoastră știți bine ce atribuțiune aveți dumneavoastră, ce puteți face. Deci eu vă spun că dacă noi spunem aici în ședință, este o chestie care e dovedită până acum. Ce s-a spus în ședință și s-a transmis de către executiv DPP-ului s-a rezolvat imediat, da? Nu-i degeaba. Săptămâna adică trecută m-a sesizat un cetățean de la Slobozia, acolo arde iluminatul în zona școlii. I-am trimis numărul de telefon, a sunat joi și vineri seara era rezolvat problema. Mi-a confirmat, mi-a trimis poză om, deci n-am sunat eu, a sunat omul. Deci sunt cetățeni care îmi scriu mie și îi spun, nu, vă rog frumos, sunați acolo și dacă nu se rezolvă, mă sunați înapoi. Deci eu nu, când mă sun un cetățean sau îmi trimit un mesaj, eu îl rog, îi dau numărul de telefon și zic, sunați acolo, iar dacă nu se rezolvă, mă sunați. Atunci vedem ce măsuri trebuie să luate, dar nu prea se întâmplă. Acel telefon, de asta au un registru. Li s-a dat un registru, le se sesizează problema, nu număr de telefon, sau ce, nu știu exact, nu știu, dar pe o altă coloană spune când se rezolvă. Ei trebuie să aibă registrul respectiv și când s-a rezolvat problema, dacă s-a putut rezolva, nu s-a putut rezolva. Ei își consemnează în registrul respectiv. Orice apel telefonic este înregistrat. Este înregistrat în acel catastru. Și acum eu de erou turturită vă mai spun sau? E o problemă acolo cu gropile. Nu e doar erou turturită. Peste tot unde au intervenit Raja, ieri l-am sunat din nou pe șeful, pe George, de la care se ocupă legat de problemele astea, a comunicat în scris, mi-a promis încă, le comunică în scris, să ia la mână toate străzile și să completeze. Eu cred că au și intervenit azi pe problemele astea. Dar oriunde unde intervenit Raja, s-a mai lăsat apa. Lucrează, încă lucrează. Dar în primăvară se va balasta și se va face așa cum a fost. Eu am solicitat intervenții și în cartier. Cred că cel care știe foarte bine situația e domnul viceprimar. Nu s-a făcut absolut nimic. Deci marginea carosabilului este atât de
cum să zic, toată lumea trebuie să meargă doar pe mijlocul drumului. Deci dacă ai luat marginea, ți-ai tăia cauciucul. Știu, v-am spus, ieri am comunicat, din nou am discutat pe tema asta, nu, constructorul nu e subordinea, eu trebuie să vorbesc cu reprezentanții Raja, nu, constructorul nu are nicio relație cu primăria. Noi suntem beneficiari, noi putem suna și la constructor, nu? Da, dar la zi, comunicarea este cu Raja, intermediar. Să rezolvi problemele. Da. Și de ei ascultă, mai, constructorul ascultă, nu ascultă de noi, dar de Raja ascultă. Am văzut că ascultă. Alte probleme, vă rog frumos? Dacă nu mai sunt probleme,